găsit, doamnelor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Adriana Dascălu-Bulina. Alături de mine în studio se află invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună, Adriana! Bine m-am revizit! După descinderile de ieri, doar 24 de persoane reținute. E mult, 34, e puțin, parcă, e 34. Da. E ok. Păi, la câți au luat, erau 180 de percheziții și cu sute de oameni săltați. Au mers mascații cum merg braconierii la pește, cu plase monofilament, când mă pricep și eu la pește, habar n-am. Dar ce mai văd eu din știri și ce mai pricep și eu? Și au mers ca braconierii și au aruncat acolo plasa. Și ce au prins? Crapi, plevușcă, stridii, din astea, pești mari, pești mici, au luat pe toți. E fix ca braconierii. Știi? Și nu când a fost dacă aleagă... e peștele mai mare, le ieși pe la mic, îi dai, ăluia mic, îi dai drumul în apă. Și când am fost la judecătoria acolo să vadă care și cum au scăpat mai mulți, de aia era comică, ei au găsit 300.000 de pachete de țigări. Bine, probabil că au ei niște informații, dar nu s-au dus de nebuni, așa? Dar 300.000 de pachete de țigări, cât care cu cârca treia mărâți din aia pe care vezi tu că îi prinde la straja și îi bagă cu nasul în iarbă și țipă la ei pe acolo. Cam asta înseamnă 300.000 de pachete de țigări. Dar uite că au făcut descoperiri importante, că au luat o sabie artizanală. Sabie, da. Telefoane mobile, calculatoare. Cu care ăștia braconieri, contrabandiștii, tăiau plasele de rafie de la ăștia când le aduceau și mai mâncau și conserve. Tăiau cu sabie artizanală conserve. Da. Dar care alea mai te odihnești. Mă mir că nu le-au confiscat și puștile alea cu brichetă, știi? Cum sunt alea? Revolverele alea mici, așa, nu? Dar mai sunt și finte. Cum își fac ăștia cadou unii altora, cumpără. Sunt magazine între astea și cumpără flinte și la astea sunt comicării. Uite ce ți-am adus cadou. Ce mi-ai adus? Și cum? Pac! Pac! Se aprinde bricheta și te sperie. Și... Deus. Mă că n-au confiscat și da. Măcar, uite, 10 autoturisme. Hmm? Asta da, captură. Parcă, da. Da. Foarte bine. Dar cu oamenii ce? Ei cu toți așa? În fine. Da. Asta bun. Oricum face parte din planul de imagine al conducerii de partid și de stat. Să arate că se luptă în România cu corupția. Mai văd și occidentali, lumea vede că se luptă împotriva corupției, deci suntem pe drumul mai cel sunt bun. Unii care se liniștesc. Mai se mai liniștesc, dar mai sunt și organe de cercetare acum cu disponibilizările astea, zic că șeful, dar n-ai văzut mascații noștri cât s-au sătat. Da, 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 deci da. Nu putem să facem disponibilizări, că noi avem treaba aici la Suceava, avem nevoie de ei. Contrabanda de țigări. Poate că au luat 80, 180 au fost în percheziții, 30 a ținut și restul ține pe rezervă. Când mai vrea IGA data să facă... Viitoare. Să mai fac o restructurare, ăștia, băi, ce am, ne dă IGA așa afară, hai repede peste ăștia și tu peste aia, știi, ia, le dă drumul și tot așa. Bun, și săptămâna a fost încheiat așa din plin de președintele Consiliului Județean, domnul Gheorghe Flutur, l-am văzut astăzi, am înțeles că a fost mai întâi la Sireț și după aia a venit mai spre încoace, mai spre Suceava. Deci inevitabilul se va produce, iar o să zic bancul ăla cu... cu rușii și cu luna, când tot venea, m-a stradic, tot l-am spus, dar acum se numerește bine, tot venea secretarul președintelui Statelor Unite, domn președinte, rușii au vopsit luna în roșu, mă sfert, lasă-mă. După câteva zile, domn președinte, jumătate luna e roșie, lasă-mă. Domn președinte, luna e toată roșie. Bine, atunci luați vopsi albă, trageți o dungă, scrieți Coca-Cola. Da. Toată săptămâna. Opoziția a zis, bă, hoții, bandiți, uite ce fac ăștia pe la pensii, că restul, că desfințează județul, și a venit vineri Gheorghe Flutur, a făcut trei vizite, s-a umplut buletinul de știri cu Gheorghe Flutur și mi-a zice, ăsta un vrednic. Ăia îl mai dau din gură și uite, domnul președinte rezolvă și problema cu șoseaua. Merge pe șantiere. Păi astăzi a anunțat că nu mai sunt probleme. Nu, păi acum două zile era domnul Hanganu, șeful de șantier de la șoseaua de centură, spunea că pe 15 iulie se sistează lucrările? Căci nu mai sunt bani. Și domnul președinte a venit astăzi, ai văzut înconjurat de oameni, s-au văzut imagini la televizor și acum chiar dacă nu se mai fac nu știu ce lucrări, rămâne imaginea impresia, asta întipărită în mintea omului, că uite, domnul președinte merge și rezolvă. Dar uite cum se pune în problema. Deci domnul Hanganu a spus că se încheie lucrările pentru că nu mai sunt fonduri. Astăzi a venit domnul Flutur cu un om de-a lui adus de pe la Iași, că... Da. Toți îi sunt subordonați pe linie politică și ea nu comentează. Dacă îi sună noaptea la două să vină la șantier să-l filmeze, ăla vine. Și i-a scos așa și a spus că mai găsim bani la rectificative, așa. Dar ideea este următoarea. Dar asta o să se piardă. Eu acum vorbesc așa că de-aia vin aici să vorbesc. Drumul ăsta trebuia, șoseaua de centură trebuia terminată până pe 15 august. Și astăzi cum a fost pusă problema? Anul ăsta. Anul ăsta. Și cum a fost pusă problema? Depinde de pe ce parte a problemei ești. S-a zis, anul ăsta terminăm în tronson. Păi da. Știi? Dar dacă ești de partea alta a problemei, zici, mă, dar n-a zis că terminați drumul pe 15 august.
Păi nu, lasă, că a fost cu expropriere, n-ai văzut că oamenii sunt răi și n-au vrut să... Din cauza oamenilor, nu? Da, oamenii sunt... Șcheienii ăștia, domnule... Deci a punctat la capitolul imagine, am fost și pe la calea ferată. Da, acolo, a spus că după 15 iulie se va putea circula din nou. Dar mie mi-a plăcut, cum a zis domnul Flutur, că lumea de-abia așteaptă, de pe traseu Suceava ca cu trenul, de-abia așteaptă oamenii să circule cu trenul și să treacă pe aici trenuri de marfă. Dar de ce așteaptă să treacă trenul de marfă, să facă din mână la mecanicul locomotive? De ce adică așteaptă? Și da. Care trenuri de marfă, Adriana? Mai păi sunt, care marfă? Mai sunt, care trenuri marfă și care marfă? Și care trenuri de călători? Și care, și care client să fie? Care călători? Pentru că înainte trenul ăsta care circula pe la Cacica era pentru navetiști. Dar unde să mai facă navetiști? Care navetiști? Care navetiști? La ce fabrici se meargă? La ce locuri de muncă? Și o să rămână să facă asta cu trenul, dar bine că s-a făcut acum, o să spune. Dar nu-i bine ce facem ăsta, e foarte bine. Să facă din mână la mecanicii de la locomotivă. Că ori trece trenul cu marfă, ori trenul de călător, nu o să fie nimeni, în afară de mecanicul de locomotivă, și pe traseul ăsta să facă din mână la mecanicul de locomotivă. Să nu mai spunem că se mai face și coridorul rutier european. Stai un pic, numai să fie locomotivele conduse de mecanici, că s-ar putea la disponibilizare să dea afară mecanici, să meargă trenurile fără mecanici. Singure? Dar totul e posibil în țara asta. Așa, asta cu... Coridorul european prin Suceava, de la Marea Baltică la Marea Neagră. Marea Baltică la Marea Neagră și să treacă pe la lacul Baikal. Așa, face o buclă pe la lacul Baikal și după aia se mai duce pe la Marea Mediterană. Mai găsim noi niște mări și niște lacuri. Din așa, pe hartă e foarte ușor. Așa, și marmotele să împacheteze staniolul. Cam așa o să fie. O să se facă autostrada asta de la... Marea Baltică la Marea Neagră, condiția să mute ei noștri Marea Neagră în Ucraina. Știi că ei fac, oamenii aia fac, polonezii și ucrainienii nu o să o facă. Problema e în România, că la noi s-au făcut în 7 ani de zile 50 de kilometri de autostradă în Transilvania, cu Bechtelul. Și dacă mutăm noi Marea Neagră aici la Siret, punem Marea Neagră acolo, deci e clar se face autostradă, mai departe nu se face. Cel puțin temporar, așa, până și se face cu trecere prin Suceava, dacă mutăm Suceava la Storijineț sau la Cernăuț, altfel nu se face. Dar sunt faine astea, știi ce prin la popor, păi spune-o da, sincer. Și mai ales când arăți la televizor cum face domnul Flutur când e serios și îți arată cu pixul pe hartă. Pe hartă, da. Și omul stă în fața televizorului, știi? Și stă cu gura întredeschisă și uite, ăsta om, uite, ne face și autostradă. El nu știe când se uită care e Marea Baltică, hai că Marea Neagră, auzi, Marea Baltică, din Marea Baltică, ce om deștept, știi și unde e Marea Baltică. Da, și cred că mai avem un subiect, e vorba de Gala Olimpicilor de duminică, eveniment la care se pare că va veni și Ministrul Educației. Da, vine și domnul Funeriu, cred că cineva vrea să-i distreze pe elevi, știi că pe la numai l-arăți să-i distreze. Facem parte din momentele artistice. Da, e pentru distracția elevilor, că o să vină și o să cânte niște fete pe la vioare și pe la cimpoaie, nu știu ce o să vină la acordeon. Așa, și poți să plictisească elevii. Și când îl aduce pe Daniel Funeriu, el e ca vacanța mare cu trăzniți în NATO la un loc, știi? Singur, așa, și cu Fernando de la Caransebeș, cu toți. Totuși, venirea ministrului ar trebui să dea greutate evenimentului, nu? Da, greutăți ar trebui să... Numai, eu cred că îl aduce pe domnul Funeriu, o să vină domnul Carcalete și o să mărne la microfon acolo ceva, o să cânte Vintetul de coarde, nu știu ce, și după aia, când să le dea și copiilor ceva, diplome, bani și așa, nu, o să-l aducă pe Daniel Funeriu și copiii se sperie fructuos și o să spună, eu am vrut să le dau, dacă nu, că plecat... diplomele dă, știi? Nu mai, dar să... După când trebuie să le dea bani, știi? Morne, domnul Carcalete, cântă Vintetul de coarde, dă diplomele la copii și până îl cheam pe Daniel Funeriu, copiii se sperie fructuos și când să le dea bani, noi am vrut să-i primim, dar uite, au fugit, ce să le fac? Îți mulțumesc foarte mult, Sorin. Doamnelor, domnilor, aici se încheie comentariul zilei, numai bine!